Bună seara, stimați prieteni, sunt Cătălin Vațile și vă spun bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Realitatea la zi. Iată-ne din nou față în față cu dumneavoastră. Noi de aici vă salutăm de la București și vă mulțumim că și în seara aceasta ați ales să fiți împreună cu noi. În seara aceasta am decis să continuăm emisiunea începută de data trecută, de săptămâna trecută, în care discutam despre Pesach, sărbătoarea Paștelui evreiesc. Am discutat împreună cu prietenul nostru din Israel, Daniel Stanger. Daniel, te salut și spun bine ai revenit la noi în emisiune. Bună seara, Shabbat Shalom și Hag Pesach Sameach. Bine v-am găsit din nou, sperăm să fie din nou o emisiune interesantă ca și data trecută și mulțumesc din nou pentru invitație. Tocmai asta vreau să spun, că săptămâna trecută am avut așa un succes cu emisiunea pe care am făcut-o împreună cu tine. Împreună am încercat să mergem acolo în Sfânta Scriptură, în ceea ce înseamnă sărbătoarea Pesach pentru evrei și nu numai pentru evrei. Am încercat să aflăm care este însemnătatea și, bineînțeles, ce se întâmplă în perioada aceasta în Israel. Astăzi continuăm cu partea a doua, în care am spus că vorbim despre partea puțin practică, să zic așa, de ceea ce se întâmplă în zilele noastre, despre tradiții, obiceiuri, masa aceea care de obicei se ia în familie și alte lucruri interesante pe care cred că fiecare creștin ar trebui să le știe. Și înainte de a intra în discuția propriu-zisă despre Pesach, aș vrea să te întreb cum ați petrecut voi, familia, cred că după un an și ceva de pandemie. E prima dată când stați la o sărbătoare de Paște. Vă revedeți după un an din nou cu toată familia și cu bucurie. Cred că ați petrecut sărbătoarea. De fapt, sărbătoarea încă continuă încă două zile. Dă-ne vești cum a fost și cum ai perceput tu sărbătoarea aceasta, plecând de acasă, bineînțeles, și în jurul tău. A fost foarte frumos, adică după un an de zile, după Pesachul trecut, când am fost în prima carantină datorită coronei și nu am putut să ne adunăm, de data aceasta a fost prima dată sau prima sărbătoare evrească la care în Israel s-a putut merge de la o familie la alta, ni s-a dat voie să fim împreună, foarte interesant spus, ni s-a dat voie să mergem împreună și să fim împreună. Am făcut tot șase, pentru că de obicei Pesachul se face cu familia apropiată și familia îndepărtată, dacă ai și dacă se poate. Însă noi numai, noi șase suntem aici. A fost extraordinar. Dacă n-ați văzut filmulețul nostru pe care l-am făcut cu sărbătoarea de Pesach și cu câteva explicații, vă invit să îl vedeți. Și bineînțeles, în seara aceasta o să discutăm mai pe larg, că văd, Cătălin, și tu ai în spate acolo o imagine cu elemente ale mesei de Pesach și adevărul e, mai devreme ai spus că emisiunea a avut succes și cred că astăzi foarte mulți creștini sunt interesați de ritualurile evreiești, de sărbătorile evreiești, pentru că noi ca și credincioși de astăzi trebuie să ne întoarcem la origini și să vedem în ceea ce a făcut Mântuitorul și în ceea ce a spus Dumnezeu mai devreme, să vedem împlinirile de astăzi. Acest lucru l-am tratat de-a lungul emisiunilor noastre, sărbătorile Domnului pe care le-am avut și în toamnă, pe care le avem și acum și o să le mai avem. Întoarcerea la origini, origini, obiceiuri și împliniri, pentru că fiecare sărbătoare pe care creștinii o țin astăzi începe de fapt în trecut, începe cu Dumnezeu, cu poporul Israel și toate și-au locul lor în istorie. De aceea cred că foarte mulți oameni sunt interesați sau ar trebui să fie interesați mai mult de aceste sărbători, să le înțeleagă mai bine, pentru că în felul acesta împlinim planul lui Dumnezeu. Cum spuneai, Cătălin, deci ne-am adunat ca familie, într-adevăr, aici datorită vaccinării masive care se face în Israel și revin, nu intrăm în amănunte, rata virusului scade treptat. Ieri, de exemplu, au fost numai 330 de cazuri în toată țara, alaltăieri au fost 180 de cazuri. Aici s-a deschis aproape în întregime, întreg spectrul de activități, mai puțin turismul extern,
În rest, turismul intern este deschis la capacitate aproape maximă, să spunem așa. Nu toate obiectivele turistice care erau deschise și care au vizitate îndeoseb de turiști externi sunt deschise, pentru că pentru evrei, de exemplu, obiectivele creștine nu sunt așa des căutate și des vizitate, de aceea multe au rămas închise. Acestea nu mai se vor deschide când turiștii străini vor veni și revin. Încă nu avem o dată asupra revenirii turismului. Ne așteptăm din zi în zi să se anunțe redeschiderea turismului, pentru că trebuie să știți, cu ocazia sărbătorii de Pesach s-a deschis turismul din Israel către exterior. Aeroportul a fost închis mai mult de o lună datorită mutațiilor care veneau din alte părți și Israelul a închis aeroportul, dar acum, a doua zi de Paște, s-a deschis aeroportul pentru israelieni care doresc să iasă din țară. E un anumit număr pe zi pentru ieșirile acestea, deci nu foarte mulți israelieni pot să iasă. De asemenea, s-a deschis granița cu Egiptul numai pentru 300 de oameni pe zi care pot trece din Israel spre Egipt. Și sperăm că acest lucru să înainteze și să se deschidă turismul ca să primim din nou oaspeți din România și din întreaga lume. Așteptăm lucrul acesta cu nerăbdare. Slavă Domnului, mă bucur că ați avut un timp minunat. Timpul acesta continuă, vreme frumoasă. Am văzut, ați avut săptămâna aceasta și la noi lucrurile s-au schimbat. A venit primăvara în cele din urmă și ne bucurăm de soarele care ne încălzește. Haideți, Daniel, să trecem la partea aceasta a doua emisiunii, pornind de la, să spunem așa, de unde am rămas, practic, de la obiceiuri și elementele care cuprind masa de Paște și, bineînțeles, împlinirile care am spus că le-am discutat și data trecută, le mai discutăm și astăzi, le mai amintim. Așa că ai cuvântul, te rog. Bun, pentru cine nu a urmărit emisiunea trecută, bineînțeles, vă invităm să o urmăriți, dar pentru cine n-a urmărit, am avut două pasaje principale pe care le-am citit, și anume Levitic capitolul 23, începând cu versetul 4, unde sunt menționate sărbătorile Domnului în întregime, și am spus data trecută că aceasta este una dintre sărbătorile Domnului. Apoi, al doilea pasaj a fost Exod capitolul 12, unde sunt prezentate elementele de Pesach și foarte multe amănunte referitoare sau legate de această sărbătoare. Acolo este de fapt originea sărbătorii de Pesach, și un lucru care mi-a rămas în minte și care m-am gândit la el chiar de dimineață a fost versetul din Samuel care spune: ascultarea face mai mult decât jertfele. Și spuneam că toate aceste reguli pe care Dumnezeu le-a dat cu ocazia sărbătorii de Pesach, și nu numai cu această ocazie, dar și cu alte sărbători, Dumnezeu le-a dat nu că a vrut neapărat să ne pună multe reguli și să spună regula numărul 1, 2, 3, 4 și numai așa aveți voie să faceți, ci Dumnezeu a vrut ca noi să învățăm să fim ascultători de El. Și am văzut data trecută că ascultarea face mai mult decât jertfele. Și lucrul acesta mie mi-a rămas foarte mult, foarte adânc în minte, și am vrut din nou să-l aduc aminte celor care ne urmăriți. Dar într-adevăr, astăzi vom merge mai departe cu privire la sărbătoarea aceasta a Pesach și vom vedea câteva din sărbătorile de Pesach amintite în Scriptură de-a lungul Bibliei, pentru că am promis data trecută celor care ne urmăriți că o să vorbim despre acest amănunt. Numai două aș vrea să spun, și anume în cartea 2 Cronici se spune că poporul a luat o raznă, să spunem așa în termen popular, și Dumnezeu a vorbit prin proroci, a vorbit și a adus un rege bun, să spunem așa, la împărăție, menționat în Scriptură, iar în timpul acesta poporul Israel a putut să reia Paștele și să-l țină. N-a fost la data menținută sau proclamată de către Dumnezeu, și vreau să readuc aminte data aceasta când Paștele trebuie să înceapă. Este în prima lună a anului religios, 14 Nisan, aceasta e prima lună a anului religios, luna Nisan, și data de 14 este ziua când Paștele trebuia să înceapă, când poporul Israel trebuia să sacrifice
mielul de jertfă, mă scuzați, și de asemenea când trebuia să ia Paștele cu mijlocul încins să fie gata de plecare. În 2 Cronici, capitolul 30, este menționat sărbătoarea aceasta pe care poporul Israel a ținut-o, deși nu la ziua respectivă. Se spune că a fost în luna a doua. De ce? Pentru că au trebuit să resfințească templul, au trebuit să pună toate lucrurile la punct după ce s-a văzut că trebuia să țină această poruncă și s-a dat această poruncă și spune Scriptura că poporul s-a adunat la Ierusalim și au ținut sărbătoarea aceasta a Paștelor, lucrul având în cuvințare împăratului și a întregii adunări, menționat în 2 Cronici, capitolul 30, cu versetul 4. A doua sărbătoare a Paștelor pe care aș vrea să o menționez, care a avut loc în Scriptură, este după ce evrei s-au întors din robie. Dacă țineți minte, poporul Israel a plecat în robie undeva în secolul 8 și s-au întors câteva persoane, Ezra, Neemia, undeva în anul 586, când s-a dărâmat de fapt templul de la Ierusalim, iar în 530 a început reconstrucția templului și în timpul acesta, lucrul acesta este menționat în cartea Ezra, spune casa, adică e vorba de templu, citesc acum din Ezra capitolul 6, versetul 15, casa a fost isprăvită în luna 3 a lunii Adar, în al șaselea an al domniei împăratului Darius. Copiii lui Israel, preoții, leviții și ceilalți fii ai robiei au făcut cu bucurie sfințirea acestei casei a lui Dumnezeu, au adus 100 de viței și așa mai departe, și cuvântul lui Dumnezeu continuă aici de fapt și spune că au prăznuit Paștele în a 14-a zi a lunii întâi. Deci, cu alte cuvinte, din luna a 3-a, luna Adar, a continuat sfințirea poporului, toate lucrurile au fost făcute cum era scris în Scriptură și e prima dată când după această robie poporul Israel a putut să prăznuiască Paștele din nou în cartea Ezra, după ce ei s-au întors din robie, după ce au construit templul. Apoi un alt lucru, și acesta este lucrul la care aș vrea să mă opresc pe larg în seara aceasta, e vorba despre Mântuitorul nostru, Yeshua Mashiach, așa cum îl numim noi în limba ebraică, sau Iisus Hristos, cum îl numesc creștinii din România, a trimis ucenicii să pregătească Paștele. Și trebuie să spunem acum că foarte mulți creștini nu înțeleg ce înseamnă lucrul acesta, că a trimis pe ucenici să pregătească Paștele. În Scriptură, de exemplu, în Matei capitolul 26, spune: în ziua întâi a praznicului azimilor, ucenicii au venit la Iisus și au zis: unde vrei să-ți pregătim să mănânci Paștele? Și el le-a răspuns: duceți-vă în cetate la cutare om și spuneți: învățătorul zice, vremea este aproape, voi face Paștele cu ucenicii mei în casa ta. Ucenicii au făcut cum le poruncise Iisus și au pregătit Paștele. Și acum vreau să spun foarte multe lucruri pe larg. Ce înseamnă pregătirea acestei mese de Pesach? Creștinii de astăzi sunt obișnuiți să facă curățenie de Paște, dar trebuie să știe că lucrul acesta este inspirat din tradiție evrească, este inspirat din Scriptură, când evrei, cu câteva zile înainte de sărbătoarea Paștelui, ei și-au o zi sau două anume să facă curățenie în casă. Anul acesta, din păcate, au fost ploi foarte multe, au fost furtuni de nisip. Pentru cine nu a fost niciodată în Israel sau nu a fost în zona aceasta din Orientul Mijlociu, poate e greu să înțeleagă, dar atunci când în deșertul Iudeii sau mai jos, în Sahara, este o furtună de nisip, trebuie să știți că furtunile acestea de nisip iau nisipul din deșert și îl aduc înspre nord, înspre zona noastră, și peste tot pe unde vezi cu ochii era numai ceață, de fapt era nisip care era în atmosferă, în aer. Pe mașinile noastre, dacă vă uitați, era numai pământ, deci pur și simplu erau strop de pământ, și chiar ploaia care a venit în ziua respectivă, în loc să facă curățenie și în loc să spele, a făcut mai multă mizerie, pentru că ploaia era
plină de acești strop de nisip care veneau din furtuna de deșert, din furtuna de nisip din deșert. Și anul acesta, cum spuneam, nu s-a prea putut face curățenie pentru că furtuna aceasta de nisip a durat până în prima zi a sărbătorii azimilor și deși toată lumea încerca să-și spele geamurile, să-și spele mașinile, nu prea s-a reușit. Chiar la televizor se spunea: din păcate anul ăsta rămâne fără curățenie. Acum bine ar fi ca oamenii să înțeleagă, curățenia aceasta de obicei ne o facem în exterior, însă ea trebuie făcută mai mult în interior, în inima noastră, și Paștele cred că are un lucru foarte important de spus în acest sens. Nu numai curățenie în casă, nu numai curățenie la geamuri și covoare sau ce mai facem, ci curățenie în interior, în inimile noastre. Și deci lucrul acesta este preluat, toată lumea face curățenie aici. Se face curățenie ca, nu știu, până în ultimul, în ultima picătură. Se iau din dulapurile pe care le ai, trebuie scos orice lucru care are drojdie, care are aluat. Spune Scriptura că nu trebuie să se găsească aluat în casele tale în sărbătoarea aceasta a zimilor, așa că se iau biscuiții, se iau pastele, tot ce conține aluat sau făină care poate să crească și poate să ajungă să fie drojdie, chiar și brânza cu mucegai, pentru că ea conține de asemenea drojdie. Totul trebuie scos din dulapuri, din frigidere, curățenie. Săptămâna trecută, înaintea Paștelui, spuneam că am făcut o excursie în Ierusalim cu biserica noastră. Mare bucurie după un an de zile să faci o excursie și cu 39 de oameni și în Ierusalim înainte de Paște. Și trebuie să știți că am vizitat cartierul evresc. Și în cartierul evresc oamenii făceau curățenie. La fiecare geam și la fiecare ușă era o cutie afară care era plină cu astfel de lucruri cu aluat. Erau biscuiți acolo, era făină, erau paste, astfel încât oamenii care treceau pe acolo și care nu țineau Paștele, deci care nu erau evrei, puteau să ia singuri, ca la autoservire, ce voiau și să ducă acasă. Deci ei și-au făcut curățenie și acesta este un prim aspect. Deci Mântuitorul a cerut ucenicilor să meargă să pregătească Paștele. Casa respectivă, bineînțeles, conform obiceiului, trebuia să fie curățată. Însă, pregătirea Paștelui înseamnă să ai o masă specială. Și îl vedem pe Domnul împreună cu ucenicii la o masă specială. Și cei care cred în Iisus astăzi, probabil că își-aduc aminte de cina Domnului, nu, pe care o luăm noi astăzi, și de fiecare dată cităm pasajele din Matei capitolul 26, unde spune că după masă a luat paharul și a dat ucenicilor. Deci este vorba despre o masă specială de Pesach și de fapt asta ne amintește și poza pe care o ai în spate sau tabloul pe care l-ai în spate cu acele elemente de Pesach. Se face în prima zi a lunii, prima zi a sărbătorii, adică 14 Nisan, pentru că ne aduce aminte de masa de Paște pe care evreii au luat-o în Egipt, ultima masă. Se pregătește casa. Trebuie să știți de asemenea că evrei de astăzi își schimbă garderobele, adică dacă îți permiți, trebuie să-ți cumperi haine noi, așa spune tradiția evrească, la masa de Pesach să fii cu haine noi. De asemenea, există băi rituale în care evreii religioși de astăzi merg să facă o baie rituală înainte de intrarea în Pesach, unde băile rituale sunt speciale pentru bărbați și pentru femei, unde există un rabin anume care spune câteva rugăciuni și omul în felul acesta se sfințește înainte de această sărbătoare. Însă, fac o paralelă acum, poate că odată, Cătălin, să facem o emisiune despre tradițiile evreiești și tradițiile creștine, să spunem despre botez, care de fapt își are originea în micvele acestea rituale, cina, despre care o să vorbim astăzi, care își are originea în masa de Pesach, și sunt foarte multe alte lucruri pe care le facem astăzi, dar care sunt preluate din tradiția evrească și pe care unele Mântuitorul le-a dat o altă conotație. Revenind, există și băi rituale pentru vase. Și trebuie să știți că la masa de Pesach nu poți să gătești dacă nu ai vasele curățate temeinic.
Ce înseamnă lucrul acesta? Mă refer la evrei religioși, dar și la noi, că și noi facem curățenie în casă și de asemenea ne spălăm vasele foarte bine și dulapurile, dar evrei religioși duc aceste vase la băile rituale, la micve, sunt special amenajate, unde sunt oameni calificați să facă lucrul acesta, îți trebuie o școală anume să speli aceste vase și ei le fac lună. Deci le iau și le freacă cu tot felul de soluții până când ajung ca noi. Dacă nu se poate curăța ceea ce este în vasele respective și el nu poate fi curățat să arate ca nou, acela nu mai poate fi folosit de Pesach. Și cei care sunt la băile rituale, la micve speciale pentru vase, au dreptul să arunce vasele acestea sau să le spună proprietarilor: ne pare rău, nu vă putem da certificat să folosiți aceste vase pentru Pesahul acesta, pentru că ele nu pot fi refolosite conform cu tradiția evrească. În acest caz, trebuie să-ți cumperi vase noi, cratiță, oală și așa mai departe. Iar unul din motivele pentru care astăzi foarte mulți evrei folosesc vase de unică folosință este acesta: ca să elimine toate aceste reguli, să nu te mai duci la băile rituale, la micve, pur și simplu îți cumperi tăvi de unică folosință. Astăzi, slavă Domnului că există un cadru larg al acestor vase de unică folosință, pahare, farfurii, cuțite, furculițe și tot ce ai nevoie, în așa fel încât să nu ai nevoie să faci această curățire a vaselor, iar după Pesach poți să refolosești vasele vechi, fără niciun fel de probleme. Deci un lucru foarte important, cu ocazia Pesachului, trebuie curățenie generală și asta face omul de rând, cât și evreul religios. Apoi, masa aceasta trebuie să conțină anumite elemente și le vedeți în fața dumneavoastră. E vorba despre ierbura mare. Din aceste ierbura mare, astăzi este țelina, pătrunjelul, salata verde, hreanul. Acestea sunt ierburile mare folosite de către evrei, cât și prazul. Acestea se găsesc și în Israel și ele nu trebuie să lipsească de pe masa evreului. Ele sunt menționate în Exod, capitolul 12, când iei masa de Pesach, sunt trei elemente menționate acolo, dacă țineți minte. E vorba de mielul de Paște, e vorba despre ierburea mare și e vorba despre azim, adică pâine nedospită. În tradiția evrească se numește matza. Apoi, tot în tabloul din spatele tău, se vede oul, care este o adăugare mai recentă în tradiție evrească și care reprezintă templul. Oul este oval și se spune că cum îl răsucești, el tot într-o poziție cade anume, pentru că fiind oval nu are cum altfel. Și acesta reprezintă reconstrucția templului, iar evrei cred în reconstrucția templului, de aceea oul fiert pe masă întotdeauna. Apoi este mielul sau osul de miel, care reprezintă brațul lui Dumnezeu care scoate cu mână largă din Egipt pe poporul Israel. În tradițiile evreiești de astăzi, evrei religioși nu mai folosesc osul de miel, pentru că nu mai există jertfe la templu și ei au înlocuit cu puiul, așa că astăzi foarte des găsești un coponel de pui pe masa de Pesach în loc de un os de miel, ca să știe cei care ne urmăresc și care au văzut poate diferența asta în anumite case. Iar acel vas alb pe care îl vedeți în spatele lui Cătălin cu ceva maro, trebuie să știți, el se numește Haroset. Haroset este o amestecătură din curmale, miere de curmale, nucă și uneori conține și alte lucruri foarte, să zic, foarte amănunțite, care să arate ca și mortarul. De fapt, harosetul trebuie să reprezinte mortarul pe care evreii îl foloseau pentru producerea cărămizilor în trecut. Mai sunt câteva elemente care lipsesc de acolo, din imaginea respectivă, dar pe care probabil că o să le găsiți în filmulețul meu sau, bineînțeles, puteți să ne întrebați în comentarii și noi vă dăm răspunsul la acele elemente. Însă, pentru că emisiunea ține numai o oră, trebuie să ne rezumăm, pentru că masa de Pesach, trebuie să știți, durează între 3 și 5 ore. Atât durează o masă de Pesach. De obicei, oamenii nu vin
când le e foame la masa de Pesach, pentru că după 2 ore de povestiri începe abia masa de Pesach și apoi continuă. Și oamenii de obicei știu lucrul acesta, să nu vină nemâncați la masa de Pesach, să mănânce, să-și facă programul în așa fel. La masa aceasta de Pesach există o ordine pe care noi o numim Haggadah. Poate ați auzit de acest termen. Haggadah în limba ebraică motamo se traduce cu cuvântul legendă și are de-a face cu legenda ieșirii poporului din Israel, însă noi credem că acest cuvânt legendă nu e foarte potrivit. Pentru că legenda ne amintește de ce? De ceva, de o poveste care nu s-a întâmplat neapărat. Însă noi credem că istoria menționată în Exod, în capitolul 12, este ceva real, ceva adevărat. De aceea, acesta este cuvântul pe care îl folosim și noi, Haggadah Pesach, adică legenda de Pesach, dar noi nu credem neapărat în acest cuvânt Haggadah, numai că aceasta este tradiția, aceasta fac evrei. Și noi credem că în perioada respectivă, când Mântuitorul a luat Pesahul cu ucenicii, au folosit această ordine de Pesah, că de fapt asta înseamnă Haggadah, noi facem o ordine de Pesah și mâncăm Pesahul în așa fel încât să ne amintim în această perioadă, de perioada ieșirii poporului Israel din Egipt. De aceea spuneam că poveștile dinaintea mesei durează undeva la 2 ore și apoi este masa și după masă este un alt lucru. Haggadah, trebuie să știți, nu este ceva scris, însă nu e foarte vechi. E undeva din secolul 11-13, cea mai veche Haggadah este din perioada respectivă, însă evreii și noi de asemenea credem că tradiția orală este mult mai veche și că Mântuitorul în perioada primului Paște pe care l-a luat cu ucenicii sau să zicem așa singurului Paște pe care l-a luat cu ucenicii și apoi a murit, a fost îngropat și a înviat, noi credem că aveau această tradiție orală. Și asta înseamnă să pregătească Paștele, să pregătească ordinea aceasta de Paște, masa de Paște care trebuie să fie cu ierburea mare, cu mielul de Pesach și de asemenea cu azim sau cu pâine nedospită. Și pentru evrei lucrul ăsta e foarte important să ai această ordine de Pesach, Seder Pesach, revin, se numește Ordinea de Pesach, Haggadah înseamnă povestea de Pesach pe care noi o spunem de fiecare dată. Și de ce acest lucru? Pentru că Dumnezeu le-a poruncit poporului Israel să ducă mai departe această tradiție. Țineți minte, spunea Dumnezeu în Exod capitolul 12, este o lege veșnică. Și apoi tot acolo, capitolul 12, versetul 26, și când vor întreba copiii voștri, ce înseamnă obiceiul acesta să răspundeți? Este jertfa de Paște în cinstea Domnului, care a trecut pe lângă casele copiilor lui Israel în Egipt când a fost lovit Egiptul și ne-a scăpat casele noastre. În Exod 13:8 să spui fiului tău, aceasta este pomenirea celor ce a făcut Domnul pentru mine când am ieșit din Egipt. Deci acesta e motivul pentru care de fiecare dată în luna întâia de Pesach, noi avem o povestire de Pesach și noi spunem copiilor noștri, e datoria noastră să le explicăm copiilor noștri ce s-a întâmplat de Pesach. Și revin, spuneam, cred că și săptămâna trecută și în alte emisiuni, că pentru mine lucru cel mai important cu ocazia Pesachului este momentul când cel care explică Pesachul spune ce s-a întâmplat în Egipt. Uneori citește din scriptură, iar alteori spune cu cuvintele lui proprii. Dacă are talentul acesta de actor, deci poate să prezinte într-un mod extraordinar de frumos ceea ce s-a întâmplat în trecut și lucrul acesta captează pe toți, copii, bunici, orice om care e la masă, nu contează că a auzit această istorie de 2000 de ori, pardon, că nu ascultăm de două, nu trăim 2000 de ani, dar poate că 80 de ani sau 90 de ani, dacă ai ascultat această istorie numai de Pesach, nu contează, pentru că din nou o savurezi. E ceva ce Dumnezeu a făcut și e ceva ce îți place să auzi că s-a întâmplat în istorie, un lucru real care s-a întâmplat cu înaintașii tăi. Și
Revin, de ce credem că în timpul lui Yeshua și la masa de Pesach s-au întâmplat aceste lucruri și a avut o ordine de Pesach, loc și de asemenea o Haggadah? Pentru că găsim foarte multe amănunte în Noul Testament care se aseamănă cu ceea ce se spune în Haggadah. Și acum, vreau să spun, în ordinea de Pesach sunt câteva elemente despre care o să vorbim, nu despre toate, ci numai despre câteva elemente. Și primul lucru despre care aș vrea să vorbim în seara aceasta este spălarea mâinilor. Aceasta se numește urhați, deci spălarea mâinilor, și se face de regulă la începutul mesei. După ce oamenii sunt invitați să se așeze la masă, deci primul lucru, se spală mâinile, și acest lucru e foarte important la evrei, pentru că evrei spun că mâinile le folosești pentru foarte multe lucruri, lucruri esențiale, lucruri neesențiale, de aceea e un lucru foarte important să speli mâinile, nu numai la masă, și acest lucru a devenit un obicei. Când intri într-un loc sfânt, te speli pe mâini. Când ieși dintr-un loc sfânt, te speli pe mâini. Vorbim despre sinagogă, vorbim despre cimitir. Imediat când ajungi la cimitir, la înmormântare sau numai să intri în cimitir, te speli pe mâini la intrare, te speli pe mâini la ieșire. De asemenea, la orice adunare religioasă trebuie să te speli pe mâini, și lucrul acesta era un obicei în vremea respectivă. Însă, legat de spălarea mâinilor, era un alt obicei în trecut, și de fapt vreau să fac paralela aceasta, spălarea picioarelor. Pentru că pentru noi, ca și copii ai lui Dumnezeu, astăzi spălarea picioarelor are mai mare importanță decât spălarea mâinilor. Și de ce? Pentru că în vremea respectivă era un obicei. Când intrai într-o casă, sluga din casa respectivă sau stăpânul casei trebuia să-ți spele picioarele. Și de ce? Nu pentru că avea covoare în vremea respectivă sau știu eu ce parchet pe jos sau faianță, gresie care trebuie să lucească continuu, așa cum doamnele spun, ci pur și simplu era o onoare. Dădeai cinste persoane respective prin spălarea picioarelor. Nu știu câți dintre dumneavoastră ați fost la Nazareth Village, acolo unde lucrez eu, și acolo avem câteva case pe care noi le arătăm turiștilor, și una dintre case avea un hol micuț în care deseori explicam turiștilor: aici e locul spălării picioarelor. Pentru că atunci când intri în casă, trebuia să ai un hol cu o bancă unde ți așezai musafirul sau musafirii și le spălai picioarele. Și țineți minte, în Evanghelia după Ioan, Mântuitorul spală picioarele ucenicilor. Un exemplu demn de urmat, nu neapărat la propriu, ci de a servi sau de a sluji pe cei de lângă tine. Apoi a turnat apă într-un lighean, a început să spele picioarele ucenicilor și să le șteargă cu ștergarul cu care le-a încins. E vorba despre masa de Pesach. Deci trebuie să știți, lucrul acesta se întâmplă când? La masa de Pesach. Când oamenii de regulă își spală mâinile, Mântuitorul a vrut să le dea ucenicilor o altă lecție. O lecție de slujire pentru urmașii lor, și lucrul acesta se întâmplă la masa de Pesach, de deci aceea este foarte important să știm acest aspect. Apoi, un alt lucru despre care aș vrea să vorbesc e legat de bucățile de pâine dospită. Și acum, dați-mi voie să vă arăt. Deci am aici trei bucăți de mața, uite, ca să le vedeți. Aceasta este pâinea nedospită, care este menționată în Scriptură, azimile, și care este făcută conform cu tradiția evreiască, și de asemenea aceasta se găsește în Israel de regulă în perioada aceasta numai. Undeva în luna martie începe, la începutul lunii martie începe producerea mesei, mă scuzați, producerea pâinii nedospite. Pâinea nedospită se produce numai până în ziua când începe Pesahul, și bineînțeles urmează vânzarea acestui produs, care e valabilă numai 2 luni sau o lună și jumătate după Paștele din anul respectiv. De aceea, acesta e motivul pentru care nu găsim după Paște această pâine nedospită. Este, cred, o singură fabrică în Israel care face de-a lungul anului. Și acestea sunt numai pentru comunitățile de evrei religioși, după câte știu, numai ei pot să cumpere pentru ritualurile de șabat, pentru chidușul pe care îl fac de șabat, sfințirea casei și alte lucruri. Însă, vreau să revin la acest aspect pentru că e foarte important. Nu știu dacă observați, aici sunt trei bucăți de mața. Ia să vedem dacă le vedeți. Una, doi
și a treia este aici jos undeva, trei bucăți de pâine nedospită sau azi pe care le găsiți la fiecare masă de Pesach. Aceasta face parte din tradiția pe care evreii o au astăzi, chiar evrei care nu cred în Isus, iar aceste trei bucăți de matza au diverse reprezentări. Pentru unii din, să spunem așa, mai puțin religioși, acestea pot să fie, să spunem, Israel ca și națiune, Israel ca și întindere și Israel ca și oameni, să spunem așa. Dar evreii religioși consideră că aceste trei bucăți de matza reprezintă pe Dumnezeu, prima, a doua reprezintă poporul Israel și a treia reprezintă pământul țării, pământul Canaanului care este întins și Dumnezeu i-a spus lui Avram, acesta este pământul pe care ți-l voi da să-l iei în stăpânire. Ce fac evrei de astăzi? Nu consumă toate cele trei bucăți, ci este un anume ritual. O iau pe cea din mijloc, vedeți, o scot și acum pe cea din mijloc. Și observați că fiecare bucată de matza este separată de celelalte cu ori un șervețel alb, ori o bucată de pânză albă. Și ce fac evrei? O traducere, sau nu o traducere, o comparație de astăzi, evrei spun că aceasta este, reprezintă, a doua bucată reprezintă inima noastră. Inima noastră care se frânge în momentul când, sau s-a frânt în momentul când noi am fost robi în Egipt. Evrei mesianici însă au o altă interpretare și aș vrea să recurg la aceasta. Ei cred că cele trei bucăți de matza sau de pâine dospită, prima reprezintă pe Dumnezeu, Adonai, a doua reprezintă Yeshua, Isus, și a treia reprezintă Ruach HaKodesh, adică Duhul Sfânt. Unii spun că aceasta este Trinitatea, alții spun că aceasta este Triunitatea lui Dumnezeu. Revin fără să intrăm în teologie acum, pentru că unii nu cred în Trinitate, alții cred că este o greșeală aici. Deci nu vreau să intru în aceste detalii, de aceea am spus Dumnezeu Adonai, Yeshua, Isus și Ruach HaKodesh, Duhul Sfânt. Și evrei de astăzi, o rup în două, nu știu dacă auziți acum sunetul de frângere a pâinii, au rupt-o în două și una din bucăți o lasă pe masă, iar cealaltă o împachetează frumos în acest șervețel alb sau în bucată de pânză albă și o ascund. Nu facem lucrul acesta acum, dar la mesele noastre țin minte că la mesele noastre de Pesach, când făceam cu comunitatea, ascundeam această bucată și la sfârșitul mesei copiii se duc și o caută peste tot. Cel care o primește, care o găsește, primește recompensă, fie bani, fie știu alte lucruri care pot fi luate ca și recompensă, cadouri din partea celor care organizează, însă despre lucrul acesta o să vorbim puțin mai încolo. Bucata aceasta de mijloc trebuie să știți se numește aficomen. Aficomen are câteva traduceri, cele mai importante sunt cel ce urmează să vină, iar evrei religioși numesc acest aficomen desertul. Dacă vorbim în tradiție românească, l-am putea numi cireașa de pe tort. Așa am putea traduce aficomenul, să spunem așa, ca și desert sau ca și ceva care urmează la sfârșit. Și revin, ce reprezintă bucata din mijloc? Reprezintă pe Yeshua. Acum, dacă ne uităm la bucata aceasta, observați că se vede în bucata aceasta, se văd găuri și evrei mesianici au o explicație foarte interesantă că acestea pot reprezenta semnele lui Yeshua, pe mâinile lui și pe picioarele lui de la cuie și de asemenea are niște striații care sunt de la cuptor. Iar în Isaia capitolul 53 se spune și vreau să citez aceste versete, capitolul 53 de la versetul 3. Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit că îți întorceai fața de la el și noi nu l-am băgat în seamă. Totuși el suferințele noastre le-a purtat, durerile noastre le-a luat asupra lui și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit, dar el era străpuns
pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți. Iar acum vedeți de ce poporul Israel crede că bucata a doua de mața reprezintă poporul. Pentru că trebuie să știți, evreii cred că Isaia 53 nu e vorba despre Isus, nu e vorba despre Mesia, ci e vorba de poporul lui Dumnezeu care a fost străpuns, care a fost drobit, a fost dus în holocaust, a fost dus în robie. Deci ei cred că Isaia 53 nu este vorba despre Mesia, nu e vorba despre Isus, ci este vorba despre popor. Revin la ce am spus mai devreme cu bucata din mijloc. De ce poporul Israel crede că această bucată din mijloc reprezintă pe Israel și nu pe Mesia, nu pe Yeshua? Pentru că Isaia capitolul 53, ei cred că este vorba de poporul Israel, nu despre Isus. Poporul Israel care el a fost disprețuit și părăsit de oameni, el a fost zdrobit, el a fost pedepsit. Ce s-a întâmplat cu poporul Israel? A fost dus în holocaust, a fost dus în robie. Noi credem că e vorba despre Yeshua, este Mesia. Și țineți minte, acum revin la bucata de mața care a fost împăturită și aș vrea să ne ducem acum aminte la una dintre traducerile sau însemnătățile acestui cuvânt afikomen. Înseamnă cel ce are să vină sau cel care trebuie să vină. Vorbind despre Yeshua, noi știm că el a fost sacrificat în ziua de 14 Nisan și apoi Scriptura spune că a fost împăturit într-o pânză albă și pus într-un mormânt, unde a stat timp de 3 zile, țineți minte, și 3 nopți, după care a înviat. Și aceasta este exact bucata pe care revin. Evrei fac lucrul acesta, noi ca și evrei mesianici am dat această însemnătate, această interpretare, însă are o logică foarte pătrunsă aici, pentru că într-adevăr Yeshua, după ce a fost zdrobit, a fost pus într-un mormânt, înfășurat într-o pânză albă și, bineînțeles, după o anumită perioadă a fost găsit. A fost găsit de Maria, a fost găsit de către ucenici, așa cum copiii găsesc afikomenul după ce se mănâncă masa de Pesach. Deci pentru noi are o importanță extraordinar de mare, însă trebuie să știți că la sfârșit, după ce se întâmplă lucrul acesta, și acum de ce vreau să spun, vreau să revin puțin de tot la afikomen, noi știm că poporul Israel, cât și fiecare om de pe pământul acesta, deci inclusiv eu și inclusiv tu, Cătălin, și fiecare dintre noi, suntem păcătoși, pentru că spune Scriptura, plata păcatului este moartea. Așa spune în Roman, capitolul 6, versetul 23, dar darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos. Și trebuie să spunem că atunci cel care găsește bucata de afikomen primește o răsplată, vorba de copii, dar revenind la noi, cel care îl găsim pe Iisus Hristos, cel care îl găsim pe Yeshua HaMashiach, după ce el a murit, după ce el a fost îngropat, după ce el a înviat, fiecare dintre noi primim o răsplată. Și răsplata este ce? Este viața veșnică. Acesta este motivul pentru care noi evrei mesianici credem astăzi că împlinirea Pesahului a venit. Pentru că Mesia a venit și uite că fără să vrem ajungem să vorbim despre împliniri înainte de vreme. Acum vorbim deci despre viața veșnică în Iisus Hristos. Acesta este darul pe care fiecare om îl primește. În Evanghelia după Ioan, în capitolul 3, versetul 16, se spune, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul său fiu, ca oricine crede să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Țineți minte, în emisiunea trecută spuneam că deși jertfa de Pesach este pentru toată casa lui Israel, este pentru toată omenirea, cine are parte de ocrotire, cine are parte de salvare, numai cei care cred. Cealaltă jumătate din bucata de mața, revin, țineți minte, am luat bucata a doua, am frânt-o, una am împăturit-o și cealaltă am lăsat-o aici. Aceasta trebuie să știți că de regulă se ia și se dă ucenicilor, adică se dă celor de la masă. Și ce face fiecare om care, stăpânul casei, după ce a spus toate aceste lucruri, înainte de masă, ia bucata de mața, a doua jumătate, din cea care reprezintă, revin, pe Yeshua și se roagă.
O binecuvintează. Voi face și eu această binecuvântare pe care probabil ați auzit-o și în rugăciunea din filmulețul nostru de Pesach. Baruch atah Adonai, Melech haolam, chamotzi lechem min haaretz. Binecuvântat să fii Tu, Doamne Dumnezeule, Regele Universului, care ne dai pâinea din pământ. Și apoi Mântuitorul la masa de Pesach o frânge și o dă ucenicilor spunând: acesta este trupul meu care se frânge pentru voi, să faceți lucrul acesta în amintirea mea. Vă spune ceva acum? Atunci când de fiecare dată luăm cina Domnului, The Lord's Supper, când fiecare dintre cei care credem în Isus, la comunitatea unde mergem, luăm această cină, ce facem? Luăm o bucată de mața. E a doua, din a doua care reprezintă pe Yeshua. Prima am ascuns-o, am pus-o în mormânt, cealaltă am luat-o și am frânt-o și o dăm fiecăruia de la masă și fiecare de la masă se împărtășește și Mântuitorul aici ia o tradiție evrească pe care evrei o fac și astăzi. Ea se face de regulă, trebuie să știți, la fiecare masă de șabat. Ea nu se face cu pâine nedospită, acum facem o paralelă. La fiecare masă de șabat se ia pâinea și se rupe, se rostește binecuvântarea, acest lucru se numește chiduș, care înseamnă sfințirea casei, dar la masa de Pesach e ceva mai deosebit. Deci se ia, se împarte și revin. Mântuitorul preia această tradiție evrească și o transformă. Aici învață pe ucenici că el este cel care trebuie să moară pentru păcatele noastre ale fiecăruia dintre noi și trupul lui se frânge pentru păcatele noastre și când ne dă bucata de mața spune: acesta este trupul meu care se frânge pentru voi. Iată instituirea cinei când are loc la masa de Pesach și aceasta este cu pâinea nedospită, deci aici se instituie și Mântuitorul care a murit la Golgota. El trebuie să reîntregească ce a fost frânt. Deci iată că îl vedem pe Mântuitorul care instituie cina Domnului și aceasta este pâinea, mața sau azima, pâine nedospită. Aici există o foarte mare, să zic, controversă la creștinii de astăzi care spun: cum luăm cina? Luăm cu pâine dospită sau cu pâine nedospită? Lucrul acesta e, să zic, din nou, nu vreau să intrăm în doctrine. Noi de fiecare dată la comunitatea noastră luăm cu pâine nedospită pentru că credem că Domnul a luat împreună cu ucenicii masa de Pesa cu pâine dospită, deși trebuie să știți că și aici este o interpretare a evreilor mesianici, pe care dacă îmi dai voie, Cătălin, în două Te rog, minute vreau să o te spun. rog. Noi credem că ziua aceasta a azimilor, când Mântuitorul la Paștele cu ucenicii, a fost cu o zi înainte de Pesach, ca urmare pe 13 Nisan. De ce credem lucrul acesta? Pentru că evrei încep să mănânce azim cu o zi înainte de sărbătoarea Paștelui. Și aceasta este o tradiție veche care se crede că este împământenită încă din vremea lui Ezechia și nu numai de pe vremea Mântuitorului sau din vremea noastră. În al doilea rând, când trebuia să moară Yeshua pe 14 Nisan, iar dacă luau masa de Pesach pe 14 Nisan, înseamnă că el ar fi murit pe 15 Nisan. În altă ordine de idei, spune Scriptura că el a fost în mormânt 3 zile. Și dacă a fost în Vinerea Mare, n-are cum să fie 3 zile în mormânt, nu-i așa? Deci luăm toate calculele și nu e. De aceea evrei mesianici cred că el a luat masa de Paște cu ucenicii cu o zi înainte, având în vedere că el știa ce avea să se întâmple cu o zi după. Trebuia să fie la calendarul pe care Dumnezeu l-a parcurs și trebuia să stea în mormânt câte zile a planificat Dumnezeu și câte zile era profețit, nu câte zile credem noi. De aceea, noi credem deci, că Vinerea Mare n-ar trebui să existe în calendarul creștin, pentru că Hristos n-a murit în Vinerea Mare, atunci nu sunt 3 zile până la înviere. Însă revin, fără să intrăm în doctrine, deci eu vă spun numai ceea ce cred evrei mesianici, nu trebuie să mă credeți pe mine, ci numai eu vă spun cum stau lucrurile și cum cred evrei mesianici. Acum revenind la un alt lucru din masa de Pesach. Vreau să revin, nu putem să vorbim despre toate aspectele, dar revin în particular, vă putem da mai multe amănunte sau mai putem face emisiune anul viitor de Pesa cu celelalte amănunte pe care nu le-am menționat astăzi. Paharul de rod al viței.
Un alt lucru menționat în scriptură, nu știu dacă observați, dar să vedem cum să țin paharul, scrie pe el El Niflaturs, de regulă atunci când veneau turiștii cu noi, la fiecare masa Domnului pe care o luam la grădina mormântului sau în alte locuri unde puteam, cina Domnului se lua cu aceste păhăruțe din lemn de măslin care sunt făcute special de noi, cu sigla firmei și pe care le dăm cadou după ce cei care vin iau masa Domnului. În tradiție evrească, trebuie să știți, există 4 pahare de vin. Acum unii spun că ar fi 5, alții spun că ar fi 4. Revin, având în vedere că a fost o tradiție orală, nu știm cu exactitate, însă marea majoritate a evreilor cred că 4 pahare de vin și acestea sunt inspirate din cartea Exod, capitolul 6. Acolo nu se spune de pahare de vin sau poate că ar trebui să mă exprim altfel, pahare de rod al viței. Pentru că și aici este o controversă foarte mare dacă a folosit vin cu fermentat sau dacă a folosit must, nu știm cu exactitate, însă fac o referire pentru cei care doriți în scriptură. Avem în limba ebraică mai multe denumiri ale rodului viței. Uneori este tiroș, care înseamnă must sau suc, rod al viței nefermentat, și uneori avem în scriptură iain, care înseamnă vin. În Cana Galilei se folosește termenul în limba greacă, care în limba ebraică este iain, adică vin, însă revin, nu facem doctrină. Și de asemenea, controversă mare la masa de Pesach sau la cina Domnului, dacă să se ia cu must sau cu vin. Comunitatea noastră, unde noi facem parte, ia cu must, însă noi acasă, de fiecare dată când luăm cina sau când stăm la masa de Pesach, deci folosim un vin pe care îl vedeți aici. Cei care ați fost în Israel sau care ați putut lua acest vin de Carmel, care se numește King David sau King David, este un vin dulce și se folosește de regulă la chiduș, la sfințirea din ziua de vineri seara sau la masa de Pesach. Și revin, acest rod al viței este, sau 4 pahare de rod al viței sunt inspirate din Exod 6. Vreau să citesc aceste versete, versetele 6 și 7. De aceea spune copilul lui Israel, eu sunt Domnul, eu vă voi izbăvi de muncile cu care vă apasă egiptenii, vă voi izbăvi, vă voi scăpa cu braț întins și cu mare judecăți, vă voi lua ca popor al meu, voi fi Dumnezeul vostru, veți cunoaște că eu, Domnul Dumnezeul vostru, vă izbăvesc de muncile cu care vă apasă egiptenii. Fiecare pahar de rod al viței are o semnătate anume. Primul pahar este izbăvirea, vă voi scoate, spune aici Dumnezeu. Al doilea este eliberarea, vă eliberez, deși în traducerea românească nu veți găsi exact aceste cuvinte, însă sunt sinonime. Paharul al treilea este răscumpărarea, veți fi ai mei. Iar paharul al patrulea este paharul Halel, adică laudă, unde spune Domnul a făcut toate acestea. Și țineți minte că Dumnezeu spune de fiecare dată la orice sărbătoare, acest lucru să-l țineți veșnic pentru mine. Deci e un fel de laudă adusă la adresa lui Dumnezeu. Deci 4 pahare de rod al viței, pentru că acestea reprezintă 4 acțiuni pe care Dumnezeu le face cu privire la poporul Israel la Pesach, ieșirea poporului Israel din Egipt. Paharele 1 și 2 sunt înainte de masă, însă paharul al treilea este imediat după ce termin masa. Deci revin, vreo 2 ore înainte este Hagada de Pesach, adică povestea de Pesach, cu spălarea mâinilor, cu aficomenu, cu împărțirea pâinii, binecuvântarea pâinii înainte de masă, după care este masă. Se mănâncă tot ce este pe masă, iar apoi al treilea pahar, imediat după ce se termină masa, este paharul răscumpărării. Și țineți minte un lucru foarte important menționat în Evanghelia după Matei, capitolul 26, după masă, spune, a luat paharul. E vorba de masa de Pesach, e vorba de sederul de Pesach. După masă a luat paharul și l-a dat ucenicilor. Deci din rod al viței din nou, pe care de fiecare dată copiii lui Israel, când luau masa de Pesach, luau fiecare pahar al rodului viței, de fiecare dată rosteau aceeași binecuvântare, pentru că spune că
deși nu spune acolo cred, dacă nu mă înșel, că Domnul nu a binecuvântat și paharul în vremea respectivă, dar de fiecare dată când iei pâine, când iei vin la poporul Israel, întotdeauna e o rugăciune. Când te speli pe mâini, când pleci la toaletă, când vii de la toaletă, întotdeauna există o rugăciune în poporul Israel. Și rugăciunea aceasta este: Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, bore pri hagefen, binecuvântat fii tu, Doamne, Dumnezeule, Regel Universului, care ne dai rodul viței. Și apoi spune Scriptura că Mântuitorul a luat paharul și l-a dat ucenicilor spunând: acesta este sângele meu, sângele legământului cel nou, care se varsă spre iertarea păcatelor voastre. Din nou, imaginați-vă la masa de Pesach, Mântuitorul stă împreună cu ucenicii, cu cei 12, apoi 11, și ia împreună cu ei acest rod al viței și aici instituie cina Domnului. Acesta era un obicei pe care evreii îl făceau. Iar acum acest pahar al treilea, al răscumpărării din Egipt, vine Mântuitorul și spune: stați puțin, voi ați fost răscumpărați din Egipt pentru că sunteți poporul meu, dar trebuie să știți, voi trebuie să fiți răscumpărați din păcat de asemenea. Și acesta este motivul pentru care am venit eu pe pământul acesta, eu întrupat, să vin și să mor pentru păcatele voastre, le fiecăruia. Și din nou e acest obicei evresc pe care evreii îl fac și îl sărbătoresc de fiecare dată de Pesach sau la mesele de Shabbat, cum spuneam mai devreme, și rostesc binecuvântarea și apoi Mântuitorul îi învață pe ucenici că acesta este sângele legământului care se varsă pentru iertarea păcatelor noastre. Ce valoare și ce conotație nouă dă Mântuitorul nouă astăzi la masa de Pesach. Și de aceea revin, când Mântuitorul a trimis ucenicii și le-a spus: oameni buni, duceți-vă și pregătiți Paștele, și tot a fost pregătit în detaliu. E vorba de masa de Pesach, care habar nu am dacă a conținut ierburi amare, așa cum le vedeți în imagine, deși e menționat în Scriptură, sau harosetul acela care reprezintă mortarul sau alte lucruri. Nu știm exact ce a conținut, cu siguranță a conținut cele trei elemente, însă Mântuitorul, această masă de Pesach, cu siguranță a vorbit ucenicilor despre ieșirea din Egipt și a făcut paralela din ieșirea din Egipt cu eliberarea de sub robia păcatului, pe care ei trebuiau să o știe, trebuiau să o învețe, pentru că Iisus urma să moară a doua zi și habar nu aveau ce urma să se întâmple. N-au înțeles când el le spunea: stricați acest templu și în trei zile el va fi rezidit, nu-i așa? Habar nu aveau de lucrurile acestea. Abia după moartea și învierea lui și-au adus aminte, parcă ne învățase, parcă ne vorbise despre lucrurile acestea. Și-au trecut ani de zile până să învețe, dar ceea ce a învățat Mântuitorul a rămas în mintea lor și în inima lor și-au dus mai departe, pentru că ucenicii au fost înaintașii noștri și premergătorii Evangheliei, care au mers și au dus Evanghelia. Acesta e motivul pentru care și noi astăzi credem în Mântuitorul, pentru că ucenicii și-au făcut datoria mai departe. Ultimul lucru pe care aș vrea să-l menționez, pentru că ne apropiem și de finalul acestei emisiuni. Nu știm dacă a fost atunci sau nu prezent la masa de Pesach, dar întotdeauna e un scaun gol la masa de Pesach. Și acest scaun gol se numește scaunul lui Ilie. De ce? Pentru că în cartea Maleahi, în capitolul 4, se spune: iată, voi trimite pe prorocul Ilie înainte să vină ziua Domnului. Spune ce va face prorocul Ilie și Mesia nu poate să vină înainte ca prorocul Ilie să vină. De aceea evrei întotdeauna la masa de Pesach lasă un scaun gol, iar apoi, după ce se termină masa de Pesach, ei pur și simplu deschid ușa și se uită să vadă dacă se întrezărește Ilie. Pentru că dacă se întrezărește Ilie, ce urmează? Să vină Mesia. Și știți că evrei nu cred că Mesia a venit, ei nu cred că Iisus este Mesia, ei încă l-așteaptă pe Mesia și încă l-așteaptă pe Ilie. Însă, rugăciunea mea astăzi este ca toți evrei care ne urmăriți și toți cei care nu credeți în Evanghelie, vreau să vă spun că trebuie să cercetați Scripturile să vedeți că s-au întâmplat pas cu pas tot ceea ce scrie în Scriptură. În Evanghelie se spune, atunci când Ioan Botezătorul a fost întrebat: ești tu prorocul? Ce a spus Ioan Botezătorul? Eu sunt cel care netezește calea. Eu sunt prorocul care a fost trimis să netezească calea celui care are să vină. De cine este el? Deci el este
Ilie menționat în scriptură în cartea Maleahi, deci Ilie a venit în persoana lui Ioan Botezătorul și Iesua, bineînțeles, a venit și El este Mesia, El este Mântuitorul, El este Cel care a venit să moară pentru păcatele noastre. De aceea atunci când mă gândesc la Paște, și aceasta este concluzia pe care vreau să o avem astăzi, mă gândesc că Pesahul e cea mai importantă sărbătoare religioasă a poporului Israel, că este eliberarea de sub robia păcatului. Însă, sângele care a fost pus pe oșiorii ușii, mielul care a fost sacrificat pe 14 Nisan, toate ne aduc aminte de ceva și toate au avut o împlinire. Mielul care de jertfă care a fost sacrificat pe 14 Nisan este Iesua, Mașia, Iisus Hristos, care a venit pe pământul acesta și care cu sângele Lui poate să ungă ușorii inimii noastre ale fiecăruia dintre noi ca să fim scăpați de sub robia îngerului morții și de sub robia păcatului. Toate aceste lucruri sunt o împlinire pentru ceea ce a reprezentat sau a simbolizat Paștele. De aceea putem să spunem Hristos care este Paștele noastre sau Mesia care este Pesahul nostru. El a împlinit Scriptura. Și aș vrea, pentru că Pesahul se va încheia, începe ultima zi a sărbătorii de Pesah, începe mâine 3 aprilie și se termină pe 4 aprilie, adică duminică seara, tuturor celor care sărbătoriți sărbătoarea de Pesah încă, vreau să vă urez Hag Sameach, o sărbătoare binecuvântată. Celor care ne urmăriți și încă nu credeți în Iisus, în Iesua ca fiind Mesia, aș vrea să vă rog să cercetați scripturile. Dacă aveți întrebări sau nelămuriți, puteți să luați legătura cu Prodocens Media sau cu mine personal. Vă aștept și vă doresc binecuvântarea lui Dumnezeu în tot ce faceți. Daniel, ești extraordinar. Vreau să spun că a fost o încântare să te ascult. Ninu, te-am oprit cu o întrebare pentru că am văzut o expunere extraordinară, am înțeles foarte multe lucruri. O singură întrebare am la final acum, apropo de scaunul acela liber. Mă gândeam că scaunul acela liber poate este pentru străinul care se nimerește să ajungă la masa de Pesah și are un loc acolo pregătit. Știu că poporul evreu avea și o grijă de străinul care, pentru că și el a fost străin, se spune acolo când a fost în robie, și întotdeauna grija aceasta pentru străinul care se nimerea, sau știu eu, era întotdeauna pus mare preț. Poate fi și acest lucru, dar trebuie să știți că acest scaun al lui Ilie totdeauna trebuia să rămână neocupat. El trebuia să rămână, să fie ocupat de Ilie, dar referitor la străinul, într-adevăr, și în 2 Cronici, acolo unde se menționează că poporul Israel, după sfințirea templului, a sărbătorit Paștele, spune că l-a sărbătorit împreună cu toți străinii de acolo și de asemenea ca o datorie a poporului Israel astăzi este să invite un străin la masă. Și vreau să vă spun că în 2007, când noi am emigrat prima dată, am fost invitați să participăm la mese de Pesah, la mese de Sucot, de sărbătoarea corturilor, pentru că eram niște străini, abia veniți în Țara Sfântă și aveam nevoie de încurajare și lucrul acesta ne-a făcut tare bine. Iar la mesele de Pesah pe care noi le facem la comunitate, anul acesta n-am putut să facem pentru că suntem limitați la 20 de oameni și cine participă mai repede din comunitate la o astfel de sărbătoare, așa că fiecare am făcut în familie, însă la fiecare sărbătoare pe care am făcut-o în comunitate, am avut grijă să invităm câțiva străini, fie voluntari care erau veniți de peste hotare, fie rude ale noastre care nu erau credincioase și care nu credeau ca și noi, întotdeauna am avut în vedere să invităm străinii și acest lucru este încă un obicei al evreului de astăzi. Slavă Domnului! Mulțumim foarte mult, Daniel! Noi de aici apreciem foarte mult efortul pe care l-ai făcut în a te pregăti. Știu că prezentarea acestor fapte face parte din jobul tău de zi cu zi. Atunci când toate lucrurile merg bine, abia aștept să te ascult live, să zic așa, atunci când vei începe să ai din nou grupele de turiști. Noi până atunci îți mulțumim, îți urăm în continuare sărbătoare fericită, sărbătoare de Paște fericită ție, familiei, Dumnezeu să binecuvânteze lucrarea pe care o faci
Și, bineînțeles, binecuvântarea Domnului este însoțească pe tine și echipa în Lifla și Domnul să ne dea izbăvire și de aceste momente de pandemie și cu ajutorul Domnului să ne vedem cu bine, să spunem, hai să nu zic la anul la Ierusalim, poate chiar mai devreme la Ierusalim. Doamne ajută, mulțumim și noi și noi vă dorim binecuvântări cerești. Stimați prieteni, vă mulțumim foarte mult pentru prezența dumneavoastră în fața micilor ecrane. Îi mulțumim în special domnului Daniel Stanger, pastor și ghid turistic în Israel. Până data viitoare, noi vă spunem la revedere!